Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Cercetași, fiți gata! Excelență, cucernici părinți asistenți spirituali, scumpi lideri și șefi de centre, dragi și iubiți cercetași, scumpi frați și surori în Hristos, lumina păcii aprinsă de la Betleem a fost purtată până aici, în catedrala noastră, de o parte dintre voi. Ea este simbolul lui Iisus Hristos. De aceea, în numele lui Hristos și în numele Bisericii, vă salut, vă spun bine ați venit la celebrarea Luminii Păcii și la celebrarea Sfintei Liturghii. Îmi permit chiar de la început ca să vă spun din partea lui Iisus Hristos câteva cuvinte. Vă reamintesc că El spune totdeauna ceea ce are de spus în mod discret. Iar astăzi cred că vrea să vă spună: vă rog să vedeți ce fac eu. Eu nu am făcut o revoluție violentă sau crudă. Niciodată nu propun schimbarea lumii prin forță, dar aprind lumini care formează. În cele două milenii am aprins o mare stradă de lumini. Gândiți-vă, vă rog, la Sfânta Lucia, la Sfântul Gheorghe, la Sfântul Dumitru și la atâția sfinți din Antichitate. Dar gândiți-vă și la noile lumini, Maximilian Kolbe, fericitul Marcel Callot, care a fost și el cercetaș, Maica Tereza de Calcuta. Iată luminile pe care Dumnezeu le-a aprins, oameni ai luminii și oameni ai iubirii. Interesul pentru lumina păcii, prezența lui Iisus care vine pe altar, ne cheamă și pe noi să ne aprindem de lumina păcii, să o luăm în mâini, să o purtăm în suflete și să o ducem celorlalți. Suntem chemați să fim lumina lumii. Și pentru asta Dumnezeu ne dă certitudinea că nu ne uită, că suntem iubiți pe deplin și că noi înșine putem deveni purtători de lumină pentru alții. Așadar, implorăm de la Dumnezeu să împlinim motoul acestui an de a fi lumina lumii și de a construi pacea prin curaj și creativitate. Lăudați să fie Iisus Hristos! Vă spun tuturor, în numele meu și al preasfințitului nostru Petru, bun venit aici pentru toți cercetașii care ați venit din diferite comunități ale diecezei noastre. Mă bucur să văd aici, de la cei mai mici până la cei mai mari și însoțiți de asistenții voștri spirituali, pentru că astăzi să faceți un gest deosebit pe care l-ați făcut și în ceilalți ani. Să arătați că a venit lumina care luminează în întuneric și această lumină pe care o veți duce în dieceză și care vine de la Betleem, să aprindă lumina în cât mai multe suflete. Ca o pregătire la Crăciun, dorim ca lumina lui Hristos să ne lumineze, ca să fim cu toți, într-adevăr, lumina lumii, așa cum dorește Domnul nostru Iisus Hristos. Îi cerem iertare pentru tot ceea ce am greșit, ne recunoaștem toate păcatele și greșelile, pentru a putea celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea.
din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. Crurea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Dumnezeule, Creatorul și Răscumpărătorul firii omenești, care ai voit ca Fiul Tău să ia trup din Maica Pururea Fecioară, privește cu bunătate la rugăciunile noastre, pentru ca Fiul Tău, unul născut, care s-a făcut om ca și noi, să binevoiască, ne face părtași de viața sa dumnezeiască, El care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Nu se va depărta sceptrul din Iuda, nici toiagul de conducător de la el. Citire din Cartea Genezei. În zilele acelea, Iacob i-a chemat pe fiii săi și le-a zis: adunați-vă și ascultați, fii ai lui Iacob, ascultați-l pe Israel, tatăl vostru. Iuda, pe tine te vor lăuda frații tăi. Mâna ta va fi pe grumazul dușmanilor tăi. Se vor închina în fața ta fiii tatălui tău. Pui de leu, Iuda, de la pradă, fiul meu, ai urcat. S-a lăsat pe labe, s-a întins ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va face să se ridice? Nu se va depărta sceptrul din Iuda, nici toiagul de conducător de la el, până când va veni cel căruia îi este destinat. Cuvântul Domnului. În zilele lui va înflori dreptatea și multă pace. Dumnezeu le dăruiește regelui judecățile tale și înzestrează pe fiul regelui cu dreptatea ta, și el va judeca poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecata. Munții să aducă pace pentru popor și dealurile dreptatea. El va face dreptate celor săraci din popor și va mântui pe fiii sărmanilor.
numele Lui va înflori dreptatea și multă pace, până când va fi luna. El va domni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Numele Lui să fie binecuvântat în veci, cât va fi soarele să dăinuiască numele Lui. În El vor fi binecuvântate toate neamurile pământului și toate neamurile Îl vor preamări. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Cartea genealogiei lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Abraham. Abraham i-a dat naștere lui Isaac, Isaac i-a dat naștere lui Iacob, Iacob le-a dat naștere lui Iuda și fraților lui, Iuda le-a dat naștere lui Fares și lui Zara din Tamar, Fares i-a dat naștere lui Esrom, Esrom i-a dat naștere lui Aram, Aram i-a dat naștere lui Aminadab, Aminadab i-a dat naștere lui Nason, Nason i-a dat naștere lui Salmon, Salmon i-a dat naștere lui Boz din Rahab. Boz i-a dat naștere lui Obed din Rut. Obed i-a dat naștere lui Iese. Iese i-a dat naștere lui David, regele. David i-a dat naștere lui Solomon din femeia lui Urie. Solomon i-a dat naștere lui Roboam. Roboam i-a dat naștere lui Abia. Abia i-a dat naștere lui Asaf. Asaf i-a dat naștere lui Iosafat. Iosafat i-a dat naștere lui Ioram. Ioram i-a dat naștere lui Ozia. Ozia i-a dat naștere lui Ioatam. Ioatam i-a dat naștere lui Ahaz. Ahaz i-a dat naștere lui Ezechia. Ezechia i-a dat naștere lui Manase. Manase i-a dat naștere lui Amos. Amos i-a dat naștere lui Iosia. Iosia i-a dat naștere lui Iehonia și fraților lui, în timpul deportării în Babilon. După deportarea în Babilon, Iehonia i-a dat naștere lui Salatiel. Salatiel i-a dat naștere lui Zorobabel. Zorobabel i-a dat naștere lui Abiud. Abiud i-a dat naștere lui Eliachim. Eliachim i-a dat naștere lui Azor. Azor i-a dat naștere lui Sadoc. Sadoc i-a dat naștere lui Ahim. Ahim i-a dat naștere lui Eliud. Eliud i-a dat naștere lui Eleazar.
Eleazar i-a dat naștere lui Matan. Matan i-a dat naștere lui Iacob. Iacob i-a dat naștere lui Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Iisus, cel care se numește Hristos. Așadar, acestea sunt toate generațiile, de la Abraham până la David, 14 generații, de la David până la deportarea în Babilon, 14 generații, iar de la deportarea în Babilon până la Hristos, 14 generații. Cuvântul Domnului. Preasfințite Episcop Aurel, dragă Părinte Alois, dragă Părintele Parov, iubiți frați într-o preoție, dragi cercetași, fiți gata! Bine ați venit la biserică! Iubiți cautiști, dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că suntem în număr foarte mare. Suntem ca într-o mare familie, din toate centrele locale. Și aș dori să întreb pe cei mai mici, de ce ați venit astăzi la biserică? Știe cineva? Să luăm lumina păcii. Să luați lumina păcii de la Betleem. Și ce să faceți cu ea? Să o duceți în casele voastre, în centrele voastre locale și să o distribuiți mai departe. La începutul Sfintei Liturghii mă gândeam să vă întreb dacă voi știți ce înseamnă pace. Știe cineva ce înseamnă pace? Fără să se lupte oamenii și să se certe. Fără să se lupte și să se certe oamenii între ei. Dar voi știați că sunt două feluri de pace? Știați? Sunt două feluri. Pacea lumii și pacea lui Hristos. Noi cum facem pace? Spunea cineva, uitați-vă la televizor, deschideți internetul, și vedeți cum oamenii sunt tot timpul în război. Se pregătesc pentru război și ei spun că sunt în pace. Voi spuneți că aveți pace, mai ales părinții, când au conturile pline în bancă, când copiii sunt acasă liniștiți, când voi luați note bune la școală, când aveți liniște în familie. Asta este pacea lumii. Dar când se întâmplă ca această pace să se prăbușească, efectiv viața voastră se plafonează. Gândiți-vă că sunteți într-o tornadă, voi sunteți în mijloc și totul în jurul vostru se învârte. Voi sunteți fericiți, dar apoi când această pace a lumii dispare, v-ați plafonat. Pacea lui Hristos, iubiți copii, este diferită față de pacea lumii. Hristos ne spune în Evanghelie, vă dau pacea mea, eu nu vă dau cum vă dă lumea. Nu vă dau așa cum vă dă ea. De aceea, mă gândeam la un moment dat, scrie acolo, lumina păcii de la Betleem. Putea să scrie foarte simplu, lumina de la Betleem. Lumina păcii. Pacea care vine de la pruncușorul Iisus. Diferența dintre pacea lumii și pacea lui Hristos. Și voi de aceea, voi când mergeți în familiile voastre, voi nu dăruiți pacea lumii. Voi dăruiți pacea lui Hristos,
pacea pruncușorului. Mergeți, la un moment dat spunea cineva că noi vrem pace. La televizor se vorbește despre pace, 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 pace. Dar cum poți să spui tu că vrei pace dacă ești în conflict cu colegul? Cu colega, în familie, soțul, cu soția, la școală, în societate. Noi tot timpul facem ieșiri în stradă, vrem pace. Dar eu de fapt nu mă înțeleg cu aproapele meu, cu fratele meu și așa mai departe. Și vreau să vă dau un exemplu, o pildă. Am mai spus-o într-o seară în parohia din Pildești, dar mi se pare foarte frumoasă să nu vă spun și vouă. Se spune că la un moment dat un tată avea doi fii și au plecat într-o seară cu sania înhămată la un cal. Mergând ei, mergând, la un moment dat a început să ningă puternic, să bată vântul, să izbească în acea sanie. Tatăl era în față, frățiorul mai mare la mijloc și frățiorul mai mic în spate și îl ținea strâns pe frățiorul cel mai mare. Și la un moment dat, din cauza vântului, sania a început să se clatine în stânga și în dreapta. Cel mic a adormit și peste puțin timp s-a rostogolit și a căzut în zăpadă. La un moment dat, copilul se trezește și se vede în zăpadă și la un moment dat strigă: tată, tată, oprește sania! Tatăl nu se oprește. Și el mai tare: tată, oprește sania! Nimic. Afară fric bătea vântul. Și la un moment dat, copilul observă că sania se întoarce, tatăl trage de hățul și vine la el. Și copilul bucuros merge la tăticul lui și spune: tată, m-ai auzit când te-am strigat? Și tatăl îi spune: nu te-am auzit. Păi și atunci cum ai întors sania? Și că fratele tău mi-a spus. Și atunci copilașul merge la frățiorul lui și spune: frățioare, m-ai auzit când te-am strigat să oprești sania? Fratele îi spune: nu te-am auzit. Păi și atunci cum ai oprit? La care frățiorul îi spune: am simțit un curent foarte rece în spate. În momentul când tu erai în spatele meu și mă strângeai, simțeam o căldură puternică. Dar în următoarea secundă am simțit frig. Și atunci mi-am dat seama că tu nu mai ești în spate. Dragi cercetași, dacă în biserica noastră există frig, este din cauza lipsei păcii. Dacă în centrele noastre locale este frig, lipsește pacea lui Hristos. Dacă voi simțiți rece în spatele vostru, lipsește pacea lui Hristos. Și voi aveți o mare responsabilitate, aveți în promisiune acolo, promisiunea față de Dumnezeu, datoria față de Dumnezeu și față de țară. Aceasta este una dintre datorii, a împărți pacea lui Hristos. Când mergeți la voi acasă, nu mergeți la mămica și la tăticu și spuneți: am fost la Iași la catedrală și am adus pacea lui Hristos. Punct. A dărui într-adevăr pacea, lumina păcii, să mergi la acea persoană cu care ești tu în conflict. Dacă ești certat cu colegul sau cu colega, mergi și dăruiește-i pacea lui Hristos, acea lumânare. Lumina de la Betleem este steagul. Este steagul lui Hristos. V-ați uitat vreodată, dragi copii, sincer acum, ați ținut în mână o lumânare și v-ați uitat la ea? Măcar 2-3 minute să o priviți? Încercați când mergeți acasă,
2-3 minute în liniște și în întuneric. Și nu vă gândiți la absolut nimic. Să vedeți câtă pace interioară poate să emane acea lumânare. Efectiv, simți o pace. De ce? Pentru că este pacea lui Hristos dăruită tuturor oamenilor. De aceea este datoria dumneavoastră să mergeți la toți. Nu mergeți acasă, nu mergeți la biserică și atât. Până de Crăciun aveți datoria să mergeți la bătrâni, la bolnavi, la săraci. Întâlnești un sărac pe stradă, dă-i o lumânare. E simbol, nu poți să faci mai mult pentru el. Este un simbol, este dăruirea păcii tale. Pentru că dacă adunați mai multe lumânări împreună, vedeți că flacăra crește. Dacă tu pui un pic din pacea ta, tu un pic, tu un pic, tu un pic, să știți că lumea se va schimba și exact ce spune BP, să lăsați o lume mai bună decât ați găsit-o. Lăudați să fie Iisus Hristos! Dragi cercetași, Iisus Hristos, adevărata lumina a păcii, invită pe toți să aibă parte de lumina care strălucește în întuneric și vă spune, voi sunteți lumina lumii, care nu se poate ascunde. El să elibereze inimile noastre de egoism, de indiferență, de orgolii și să le dilateze pentru a dărui iubire și pentru a construi pacea prin curaj și creativitate. De aceea să ne rugăm spunând, Dumnezeule prea înalt, dă-ne harul de a fi lumina lumii. Dumnezeule prea înalt, dă-ne harul de a fi lumina lumii. Pentru toată biserica și mai ales pentru toți copiii din lume, ca fiecare să aibă de Crăciun pe cineva alături cu care să împărtășească bucuria nașterii Domnului. Să ne rugăm. Dumnezeule prea înalt, dă-ne harul de a fi lumina lumii. Pentru Sfântul Părinte Papa Francisc și pentru asistenții spirituali din toate parohiile, Hristos să-i ajute și să-i susțină pe cercetași, crăuzindu-i pe drumul cel bun. Să ne rugăm. Dumnezeule prea înalt, dă-ne harul de a fi lumina lumii. Pentru ca lumina păcii pe care o ducem să ajungă și să atingă cât mai multe inimi, iar celor deznădăjduiți să le aducem pace, bucurie, speranță și o credință mai vie. Să ne rugăm. Dumnezeule prea înalt, dă-ne harul de a fi lumina lumii. Pentru ca oamenii aflați în suferință să găsească putere și alinare în rugăciune, iar în Hristos să găsească încredere și bucurie. Să ne rugăm. Dumnezeule prea înalt, dă-ne harul de a fi lumina lumii. Pentru cercetașii din întreaga lume, ca să-și păstreze entuziasmul și zelul primei promisiuni prin care s-au angajat să lase lumea mai bună decât au găsit-o. Să ne rugăm. Dumnezeule prea înalt, dă-ne harul de a fi lumina lumii. Pentru părinții și susținătorii noștri, lumina păcii să le dea putere în momentele de cumpănă, să le aducă miracolul creștin al sărbătorilor, care să dăinuiască în inimile lor cât mai mult timp. Să ne rugăm. Dumnezeule prea înalt, dă-ne harul de a fi lumina lumii. Tată Ceresc și Sfânt, îți mulțumim pentru această lume plină de miracole și pentru că a prins în noi focul iubirii ca să fim creștini implicați și responsabili. Tu ne-ai chemat să fim primitori și purtători de lumină, martori ai iubirii pe care Iisus o aduce pe pământ. Fii lăudat prin Iisus Hristos, care vețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Amin.
Recunoști greșeala ta și El te va ierta. Caut o lumină, caut o lumină, caut o lumină, lumina Domnului. Caut o lumină, caut o lumină, caut o lumină, lumină. Dacă păzești cuvântul Său, nu te va părăsi, rămâi mereu copilul Său, ferit de orice rău. Caut o lumină, caut o lumină, caut o lumină, lumina Domnului. Caut o lumină, caut o lumină, caut lumina, lumina Domnului. El pentru tine a murit și apoi a înviat. Iubirea vine de la El, din sfânta inima Sa. Caut o lumină, caut o lumină, caut o lumină, lumina Domnului. Caut o lumină, caut. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Sfințește, Doamne, darurile bisericii Tale, și în aceste taine vrednice de închinare, Te rugăm, învrednicește-ne să ne luminăm, să ne hrănim cu pâinea cerească prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Dumnezeu. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Vremii și vremii este. Cu adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul Ție, Doamne Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pe El au prevestit toți prorocii, Fecioara Mamă cu dragoste negrăită l-a purtat, Ioan Botezătorul a vestit că este aproape și l-a arătat venit între oameni. Și nouă Domnul Hristos ne dă harul să întâmpinăm cu bucurie misterul nașterii Sale, ca la venirea Lui să ne găsească priveghind în rugăciune și tresăltând în cântări de laudă. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei Tale, zicând fără încetare. Sfânt și atotputernic ești, o Doamne, Osana. Sfânt și atotputernic ești, o Doamne, Osana. Osana, Osana, Osana lui Dumnezeu. Osana, Osana, Osana lui Dumnezeu. Cerul și pământul sunt pline de mărirea Ta. Cerul și pământul sunt pline de mărirea Ta. O sana, o sana,
cel ce vine, în numele Domnului. Binecuvântat e cel ce vine, în numele Domnului. Osana, Osana, Osana lui Dumnezeu. Osana, Osana, Osana lui Dumnezeu. Cu adevărat, Sfântești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne vrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi. Cine mântuiește de cel rău,
Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a la pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
vești că Domnul te iubește, când te gândești că Domnul te-a uitat, oprește-te o clipă și privește la calea dreaptă ce ai de urmat. Vino, Doamne, între noi, că sunt vânturi și ploi, chiar și atunci când suntem fericiți. Dă-ne pace și har, căci muncim în salar, ne suntem mai bine. Când lumea ce te înconjoară-i rece, când orice-ai face n-are un folos, învinge viața asta care trece și cere ajutorul lui Hristos. Vino, Doamne, între noi, când sunt vânturi și ploi, chiar și atunci când suntem fericiți. Dă-ne pace și har, căci muncim în zadar, de nu suntem de tine ocrotiți. Să ne rugăm. Îndestulați cu darul divin, te rugăm, Dumnezeule atotputernic, să ții mereu trează noi dorința ca înflăcărați de Duhul Tău, să fim candele aprinse înaintea lui Hristos care vine, El care vețuiește și domnește în vecii vecilor. Preasfințite, dragi conofrați preoți, dragi cercetași, la această celebrare aș dori în numele Oficiului pentru Pastorația Tineretului să vă mulțumesc vouă, dragi cercetași, copii, tineri, adulți, pentru draga voastră implicare de-a lungul anului în evenimentele diecezane. Vă doresc din toată inima să trăiți misterul acestei celebrări, să fiți lumină și să duceți pacea în comunitățile voastre, în familie, la școală și oriunde sunteți. Domnul să vă dăruiască să aveți sărbători cu adevărat binecuvântate. În al doilea rând, vreau să vă adresez o rugăminte. Astăzi este și pe de altă parte o zi importantă. E cineva care împlinește un frumos număr de ani. Știți ai cui este ziua astăzi? E cineva, locuiește la Roma, se îmbracă în alb, este Papa Francisc. Așa că vă invit, după Sfânta Liturghie, în fața catedralei, vom face tradiționala fotografie de grup, care să circule pe toate rețelele de socializare, la care vrem să adăugăm și urarea noastră adresată Papei Francisc. Deci după fotografie vom primi indicațiile afară, vom spune la mulți ani Papa Francisc, și trimite mesajul ca să ajungă direct pe tableta Papei Francisc. Și în al treilea rând, după fotografie, după urarea Papei Francisc, ne revedem cu toții în aula Fericitul Anton Durcovici pentru tradiționalul colind. Vă doresc din toată inima să aveți o zi cu adevărat binecuvântată. Dragi cercetași, un ultim cuvânt din partea mea și din partea preasfințitului nostru episcop Petru, și din partea noastră o mulțumire deosebită pentru activitățile frumoase pe care le desfășurați în dieceză, în comunitățile de unde proveniți, și această mărturie vie pe care o dați în fiecare an când veniți la Iași pentru a lua lumina păcii de la Betleem și pentru a o duce în dieceză, pentru a o împărți în toate comunitățile noastre.
o comuniune frumoasă de iubire și de lumină în jurul lui Iisus, pe care îl așteptăm să vină în sărbătoarea Crăciunului și pentru care voi vă pregătiți și pregătiți și pe ceilalți, fiind, așa cum ne-a spus și Hristos și ne spune în continuu, să fim lumina lumii, nu numai această lumină materială, dar și lumina vieților voastre, cu care animați parohiile, colegii voștri, tinerii, adulții și toți cei care au nevoie de o mărturie frumoasă în aceste zile. Vă dorim mai departe ca Domnul să vă întărească, să vă dea curaj în misiunea voastră, să creșteți și să faceți așa fel încât, cum spune fondatorul scautului, să lăsați mai bună, un pic mai bună această lume decât ați găsit-o. Fiecare poate să facă ceva ca să fie o lume mai bună. Și pentru că Părintele Felix, responsabil cu pastorația tineretului din diecez, a spus că Sfântul Părinte Papa astăzi împlinește 80 de ani, e tânăr ca și voi, dar vedeți cât se mișcă, cât vorbește, într-adevăr este un spirit foarte tânăr și de aceea vrem să spunem acum adu-ți aminte o rugăciune de aici, de la Iași, care să se îndrepte spre Roma, spre Vicarul lui Hristos. Adu-ți aminte, o prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cerut ajutorul și mijlocirea ta, însuflețit de o astfel de încredere, ale la tine, o Maica Fecioară Fecioară. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Amin. Și acum procedăm la aprinderea lumânării pe care s-o duceți în comunitățile voastre. Ești armonia universului, ești regele, stăpânul și creatorul lui. Doar tu ești lumina, Iisuse blând, ești și pacea lumii pe pământ. Doar tu ești lumina, Iisuse blând, ești și pacea lumii. Tu ne porți de grijă, bun mântuitor, de aceea îți cântăm cu dragoste și dor. Doar tu ești lumina, Iisuse blând, ești și pacea lumii pe pământ. Doar tu ești lumina, Iisuse blând, ești și pacea lumii pe Lumina lina, oare
tău l-ai purtat pe Creatorul Universului, peste tine strălucește numai lumina Spiritului Sfânt. Maria, lumina lină, poarta cerului, ești templul Spiritului Sfânt. Toată frumoasă ești, Marie, tu daruită cu atât har. Tu porți pe brațe cu iubire al lumii noastre trup sfâșiat. Maria, lumina lină, poarta cerului, sânul tău l-ai purtat pe Creatorul Universului, peste tine strălucește numai lumina Spiritului Sfânt. Maria, lumina lină, poarta cerului, Dumnezeu, să-L cauți tot mereu, să recunoști greșeala ta și El te va ierta. Caut o lumină, caut o lumină, caut o lumină, lumina Domnului. Caut o lumină, caut o lumină, caut o lumină, lumina Domnului. Dacă păzești cuvântul Său, nu te va părăsi, rămâi mereu copilul Său, ferit de orice rău. Caut o lumină, caut o lumină, caut o lumină, lumina Domnului. Caut o lumină, caut o lumină, caut tine a murit și apoi a înviat. Iubirea vine de la El, din sfânta inima Sa. Caut o lumină, caut o lumină, caut o lumină, lumina Domnului. Caut o lumină, caut o lumină, caut să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este numele Domnului, care a făcut cerul și pământul.
să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.